La alegerile locale din această vară, în 52 dintre localitățile oltene sunt așteptați la urne peste 200 de cetățeni ai unor țări din Uniunea Europeană. Ei sunt rezidenți în România și au primit acest drept în urma modificărilor aduse legislației electorale. Cei mai mulți dintre rezidenții cu drept de vot locuiesc în mediul rural. Reprezentanții Biroului pentru Imigrări Olt susțin că sunt astfel de situații și la Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Trăgănește, Olt, Potcoava și Scornicești. Cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări, sunt cuprinși în listele electorale complementare. Acestea se întocmesc și se actualizează de primar împreună cu formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Informații cu privire la aceste aspecte au fost primite de edili la instruirea de ieri, organizată de reprezentanții Prefecturii Olt și cei ai Autorității Electorale Permanente. Dascăle care vor să schimbe unitatea de învățământ în care predau pot solicita acest lucru până la finele lunii martie. În prima zi de înscriere și-au depus dosarele un număr de 25 de dascăle. La nivelul județului Olt, aceștia au de ales între 37 de posturi complete cu viabilitate de 4 ani, dar și alte 156 de posturi complete cu viabilitate mai mică. Listele cu punctajul obținut de cadrele didactice înscrise la etapa de pretransfer vor fi afișate pe 1 aprilie. Până pe 4 aprilie, cei nemulțumiți pot să conteste punctajul acordat. Soluționarea contestației se rezolvă în 24 de ore. Printre condițiile pe care cadrele didactice trebuie să le îndeplinească pentru a participa la etapa de pretransfer, se numără și obținerea mediei de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani. Serviciul județean de ambulanță Olt se înnoiește, nu se schimbă parcul auto, chiar dacă multe dintre autosanitare au viața de funcționare depășită și nu mai corespund tehnic, ci vor avea parte de clădiri noi. Mai multe clădiri ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt de la Caracal, Drăgănești și Corabia, în special garaje vechi, vor fi demolate. Pe locul lor vor fi ridicate altele noi, care să corespundă nevoilor instituției. Decizia aparține consilierilor județeni și a fost luată în cadrul ședinței ordinare din această lună. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Olt, autosanitarele noi au dimensiuni mult mai mari decât cele vechi și din aceste motive garajele nu mai pot fi utilizate. Evoluția demografică de la nivelul localităților oltene va conduce după alegerile din vară la modificarea numărului de aleși locali. Potrivit noilor reglementări, prefectul va stabili prin ordin pe baza indicelui demografic numărul de consilieri. Astfel, în 12 comune vor fi aleși mai puțin consilieri, iar în două localități rurale numărul acestora va crește. În ambele sensuri, modificările vor fi făcute cu 2 consilieri, în minus sau în plus. Localitățile care vor avea mai puțin consilieri local din iunie sunt Bărăști, Brebeni, Costavățu, Ghimpețeni, Grădinile, Milcov, Șopârlița, Vădastra, Pleșoiu, Șerbănești, Vișina și Văleni. Cele două localități care vor avea cu 2 consilieri mai mulți în mandatul următor sunt Oboga și Pârșcoveni. Potrivit legislației, numărul aleșilor local trebuie să fie impar. Gurel Helciu, tânărul din Trăgănești Olt, care a evadat la finele anului 2013 de sub paza polițiștilor în timp ce se afla la Curtea de Apel Craiova pentru confirmarea mandatului de arestare internațională, a fost în sfârșit prins. El a fost dat în urmărire prin Interpol în urmă cu 2 ani. A fost identificat într-un penitenciar din Austria, unde îi spășește o pedeapsă privativă de libertate pentru fapte penale săvârșite pe teritoriul acestei țări. În România, Helciu este judecat pentru evadare, el fugind de sub escortă după ce judecătorii craioveni confirmaseră mandatul internațional. Dacă va fi găsit vinovat, el urmează ca, după ispășirea pedepsei în Austria, să fie predat autorităților române în vederea executării noii pedepse. Asta în condițiile în care nu solicită să execute în țară ambele pedepse.